Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest video voi încerca oarecum să demonstrez diferența dintre capacitatea și curentul electric al unui acumulator. În același timp, măsurăm și capacitatea acumulatorului de față, de la Samsung, în funcție de curentul de descărcare. Sper să fie interesant, dat fiind faptul că a durat ceva timp realizarea măsurărilor. În cazul acestui acumulator de la Samsung INR16650-35E, am măsurat capacitatea, energie electrică, trăgând din el un anumit curent, constant, anume 1 amper, 2 amperi, 3 amperi, 4 amperi, 5 amperi, 6 amperi, 7 amperi și 8 amperi. Deoarece, în cazul acestui acumulator, în foaia tehnică a lui, ne spune că putem trage un curent continuu până în 8 amperi. Am început prima dată măsurarea capacității la 1 amper și ne-a dat capacitatea de 2,8 amper oră. Energia electrică de 10,23 W oră, iar timpul de descărcare 2 ore și 47 de minute. Aproape de 2 ore și 50 de minute. La 2 amperi ne-a dat o capacitate de 2,76 de amperi oră. Energie electrică ne-a dat 9,88 W oră. Și timpul până la descărcarea completă a fost de 1 oră și 22 de minute. La un curent de descărcare de 3 amperi ne-a dat capacitate de 2,74 amperi oră, energie electrică de 9,63 W oră, da. Timpul până la descărcarea completă a fost de 55 de minute. Am descărcat și la 4 amperi. Aici ne-a dat o capacitate de 2,73 amperi oră, energie electrică de 9,39 W oră și timpul până la descărcare completă de 41 de minute. La 5 amperi ne-a dat o capacitate de 2,71 amperi oră, energia de 9,17 W oră și timpul la descărcare completă a durat 32 de minute. Am scris un pic greșit, nu contează. La 6 amperi ne-a dat o capacitate de 2,7 amperi oră, energia de 0,97 W oră și timpul până la descărcare completă de 27 de minute. La 7 amperi, curentul de descărcare, am măsurat o capacitate de 2,65 amperi oră, energie de 8,63 W oră și timpul până la descărcare completă de 22 de minute. În sfârșit, la 8 amperi, curentul de descărcare ne-a dat o capacitate de 2,57 de amperi oră, energia de 0,27 W oră și timpul până la descărcare completă de 19 minute, aproximativ, aproape de 20 minute. În urma acestor măsurări, deducem că capacitatea exprimată în amperi oră ne spune cât de mult curent poate furniza o baterie timp de o oră. Concluzie, dacă un acumulator are 2,7 amperi oră, nu înseamnă că din acea baterie poți scoate un curent maxim de 2,7 amperi. Spun asta pentru că și eu, cu mult timp în urmă, credeam că acea capacitate ar fi tot una cu curentul electric. Spre exemplu, acumulatorul de față are capacitatea de aproximativ 2,7 amperi oră. Că dacă tragi din el un curent între 2 amperi și până în 6 amperi. Dacă scazi sub 7 amperi, se observă că scade nițel. Putem spune că la capacitate de 2,7 amperi poți trage continuu 2,7 amperi, dar dacă tragi un curent de aproape
6 amperi, timpul se înjumătățește până când se va termina energia din acest acumulator. E vorba de relația amperi-oră. Tragi mai mult curent, timpul scade. Tragi mai puțin curent, timpul crește până ajungi la capacitatea respectivă. În cazul nostru, 2,8 amperi, până a fost descărcat complet, a durat aproape de 3 ore. 2 ore, 2 ore și 47 de minute. Deci cam acesta a fost clipul de față privind măsurarea capacității unui acumulator de la Samsung. Clipul a fost gândit pe moment. Nu știam dacă să-l fac sau nu. Sper că a fost de ajutor acest video demonstrativ privind diferența dintre capacitatea electrică și curentul electric. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Și eu vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!